Acum, planurile sunt multe, dar concentrarea principală va fi pe rețeaua școlară. Avem nevoie de grădinițe în special, pe locurile de parcare și de congestionarea traficului municipal, zonele de recreere, spații verzi și, bineînțeles, siguranța stradală, mai ales pe timpul nopții. Astea ar fi, în principal, să spunem, problemele cu care noi am venit atât în campanie electorală, cât și acum, după ce am fost aleși în acest Consiliu Local. Așa cum și antevorbitorul meu a spus, partea de urbanism, dar pe lângă tot ceea ce a spus și dumnealui, partea socială. Sunt multe aspecte la nivel social care ar trebui rezolvate și sperăm să putem da o mână de ajutor și noi. Aș vrea ca ideile noastre ale tuturor să devină realitate și aș vrea ca proiectele pe care noi le generăm să fie proiecte valoroase, proiecte sustenabile, proiecte utile pentru Sibieni. Ne dorim să luăm cele mai bune decizii pentru Sibiu și pentru Sibieni și asta va avea practic două dimensiuni. Dimensiunea reactivă, în funcție de proiectele care vin în fiecare lună pe ordinea de zi a ședințelor ordinare, dar sigur că va fi și componenta proactivă, adică ne vom pregăti pentru fiecare exercițiu bugetar și vom veni cum am făcut în fiecare an, cu propuneri de proiecte pe care să le ducem în Consiliu, să meargă la vot și să sperăm că vor fi și implementate. Așa cum a spus și doamna primar, este un mandat plin de provocări și consilierii locali ai Partidului Social Democrat pe care îi reprezint vor avea în vedere, în primul rând, interesul cetățeanului. Atâta timp cât va prima interesul cetățeanului și prin proiectele pe care le vom depune și noi la Consiliul Local, sunt convinsă că vom avea o colaborare foarte bună. Eu am un proiect de suflet și anume centrul acela cultural și de conferințe, unde am un aliat puternic pe domnul director Chiriac și ar fi o realizare pentru Sibiu, pentru că deocamdată noi sala cea mai mare pe care o avem este sala pe Soiu, cu aproximativ 500 de locuri. Ori dacă este un congres mare, trebuie 1.200 de locuri. Și atunci, printr-un centru de asta modern, unde pereții cu trei mișcări se pot deplasa și poți face o sală imensă, sau dacă ai nevoie de 10 workshop-uri, ai 10 săli mici. Și, bineînțeles, și pentru cultură, mai ales pentru teatru, dar nu numai. Și Sibiu ar trebui să-și folosească poziția strategică pe care are și în centrul țării. Nu e undeva la granițe cum e Iașul sau Constanța, deci relativ ușor abordabil pentru toți din țară, indiferent de natura congreselor și internațional, având aeroportul. Și prin Viena și München suntem legați practic de toată lumea. Sper să avem cât la mult înțelepciune, inspirație, să luăm cele mai bune decizii pentru orașul pe care îl reprezentăm și nu pot să zic decât tradiționalul, să dea Dumnezeu să fie întreceazmul.